În cantonamentul din Turcia, principalul Flavius Stoican are parte de jucători noi. Este vorba despre Fabio da Rocea Vieira și William Pozoventa. Ei au intrat în programul de pregătire al echipei, iar azi au efectuat primul antrenament. Portughezul Rocea Vieira are 28 de ani și joacă mijlocaș central ofensiv, iar cubanezo-norvegianul William Pozoventa are 21 de ani și evoluează tot în compartimentul median. Ultima dată Vieira s-a aflat sub contract cu gruparea cipriotă Olimpia Nicosia, de care s-a despărțit în vara acestui an. Pozoventa a jucat ultima oară în Republica Moldova, la Zimbru Chișinău. Ei vor fi testați de în mâine, în amicalul cu o echipă iraniană de primă ligă. Până acum, Petrolul a avut două teste, ambele terminate la egalitate. 2 2 cu Menem Spor, goluri Ștefănescu și Stoica și 1 la 1 cu Karagumruc, gol Cioinac. Primul marcator al lupilor în acest stagiu a avut parte de ghinion. Mijlocașul Ionuț Cioinac este suspect de ruptură de menisc la genunchiul piciorului stâng, în urma testului de duminică. Din această cauză el a părăsit cantonamentul din Turcia fiind deja în țară. Ceinac va efectua un examen remene care să ofere un verdict clar în privința accidentării sale. Împreună cu jucătorul s-a întors în România și kinetoterapeutul Claudiu Bătinanu. După ce se va afla rezultatul investigațiilor medicale, fotbalistul va fi introdus cât mai rapid într-un program de recuperare.